Începând de astăzi, cazierul judiciar va putea fi obținut și online. Documentul va fi eliberat prin intermediul aplicației ghișeul.ro. Contul va fi creat pe baza actului de identitate și a cardului bancar. Cazierul judiciar va putea fi obținut și online de la 1 februarie. Documentul va fi eliberat prin intermediul aplicației ghișeul.ro. Cei interesați trebuie să aibă descărcată pe telefon această aplicație și să-și deschidă un cont. Aceasta va facilita emiterea cazierului. Practic, documentul nu se va elibera direct din aplicație, ci din hub-ul de servicii al Ministerului de Interne. Cazierul judiciar se va putea obține și în sistem online, asta prin intermediul aplicației ghișeul.ro, care va putea fi accesată atât prin intermediul computerului, dar și prin intermediul telefonului mobil. Pentru a vă putea face cont pe această aplicație, aveți nevoie de codul numeric personal și de un card bancar. După ce v-ați făcut cont și ați accesat aplicația ghișeul.ro, aici veți găsi o rubrică Cazier judiciar și veți accesa certificat de cazier judiciar. Solicită certificatul de cazier judiciar, iar aici trebuie să completați anumite date și veți trimite cererea. Înainte de a putea obține acest cazier judiciar, trebuie să știți că trebuie să completați anumite date personale despre adresă, locul nașterii, codul numeric personal și totodată motivul pentru care doriți eliberarea acestui cazier. Pentru cei care nu dispun de un card bancar sau cei care vor să intre fizic în posesia cazierului, o pot face în continuare la ghișeul din incinta Inspectoratului Poliției Județene Mehedinți. Având în vedere numărul ridicat de solicitări pentru eliberarea cazierului judiciar, eliberarea acestuia prin sistem online va avea un efect benefic, înlăturând necesitatea prezenței fizice la sediul IPJ Mehedinți și totodată va reduce timpul de așteptare a celor care doresc să-și ridice cazierul de la sediu. În privința programului, programul de eliberare a cazierului judiciar este astfel. Lunea, miercurea și joia, între orele 8:30 și 12, respectiv între orele 14 și 16, marțea, între orele 10 și 14, respectiv între orele 16 și 18, iar vinerea, între orele 8:30 și 12. Prin intermediul aplicației ghișeul.ro se pot accesa peste 4.000 de tipuri de servicii publice, taxe și impozite.